după creșterea de 15%, 200 a fost inițial, ajunge la cât 230, iar când scade cu 15%, ajunge la 195. Ai fi tentat să spui așa, o crescut cu 15%, când se întoarce înapoi cu 15%, tot acolo. Nu e adevărat. Da. E adevărat. Deci, creșterea cu 15% a fost raportată la 200. Corect. Și revenirea cu 15% e raportată la cel de 230. Deci, corect. Da? Deci ăsta e motivul pentru care da. Se întâmplă chestia așa. Da? Altceva? 42 la bania 3, acum. Prețul unui obiect se mărește de două ori succesiv cu 10%. De două ori succesiv. Da. Cu 10%. Cu 10%. X prețul obiectului. X egal prețul inițial. X plus 10 pe 100 X. X plus 10 pe 100 X. X egal cu Y. Noul preț. Egal cu Y. Y. Și acum lui Y chiar și adaug. 10 pe 100 Y plus Y. 10 pe 100 Y. Y egal cu Z care poate nu-l dai. Acum vă zic. Aflați prețul inițial al obiectului, știind că prețul acestuia, după cele două scumpiri succesive, este 363. Și B, cu ce procent ar fi trebuit făcută o singură mărire de preț, astfel ca obiectul să ajungă la prețul de după cele două scumpiri? Aici facem auzi. Nu facem auzi, și după aceea mai cine vorbește? Tu. X, la mergem la a doua. Y plus Y pe 10. Egal cu 363. Adică facem aceeași metodă. Deci 10Y plus Y egal cu 3630. 10Y plus Y, cum spui și Y egal cu? 3630. Y egal cu 3630 împărțit la 3630 împărțit la 11. 330. 330. Și acum, și acum X plus 1, X plus X pe 10, egal cu 330, tot 11, X. X egal cu 3300, X egal cu 3300, împărțit la 11, 300. 300. Așa, și ce vrea? Deci ați aflat prețul inițial și prețul ăla Y cu ce? După cele două mări. După cele două mări? Nu, prima după mări. Prima mări. Și acum zice, de la 300 la 363 s-a ajuns. Cu ce procent? După... A, și acum zice așa. Cu ce procent ar fi trebuit făcută o singură mărire de preț, o singură, astfel ca obiectul să ajungă la prețul de după cele două scumpiri, adică la 363, nu? Da. Păi, X, 300 plus P pe 100 egal cu 363. Deci 300 plus P pe 100 egal cu P pe 100 din P pe 100 din 300. Așa. P pe 100 din 300. Așa egal cu 363. Și acum să vedem. P 2 cu 2. 2 din 0 cu 2 din 0. Așa. Și o să avem cu 3P egal cu 63. 3P egal cu 63. 63. 3. 2. Cu 63. Și P egal cu 21. Deci 21%. 21% într-o singură scumpire. Deci dacă făceam o singură scumpire cu 21%, ajungeam de la 300 la 363. Vedeți? Cu două scumpiri au fost 10 și 10. Da. E că aștepta să fie același procent, 20%. Nu. Pentru că au fost în două tranșe. Sigur că da. Și acolo, de 10%, am aplicat-o și la primul. Și prima creștere. Da. Da. Interesant, foarte interesant. Da. Astea sunt șmecherii foarte multe aplicate de cei care fac presiuni. În comerț. În comerț, sigur că da. Deci există această chestie care înseamnă, ca să nu-i... Să nu-i noi să nu facem succesiv, domn profesor, da. Două succesivi, nu? Așa. Ca să nu, ca să nu sperii pe cumpărător. Ți pui 20%, da,
face scumpirile mai neapărat. Da, haideți să vă zic, vă dau 10% și nu da, care mai pot veni, nu mai cea mai scad 20. Nu mă rămâi. Nu-i gata, nu-i gata. Ce? Cele mai ușoare, când am văzut să le faceți voi, că și ăsta au fost ușor realitatea, v-ați îmbrățit. Ce e chestia care ai zis? Dar noi mai avem, mai avem. Ce te-ai bucurat așa? Mai este este? Rupa ta? Nu, ar fi mai să acum? Nu, nu să da, nu prea mai știu ăsta dacă așa, nu prea mai știu. La ce? La ce mai fac? Știu, dar am făcut-o. Da, dar eu nu simt și mă fac. Cu regine, mă nu? Nu, mă rog, mă rog, mă rog. Ce tu? La asta de 1, nu mi-a făcut. La una din 2 de 1. Da? Da, sigur. Da, hai să te gândești. Să registrați. Nu să știu de de când pun unul, dar... Ce tu faci? Da, poate să se scrie ceva și mai mult. O să facem, că da, să terminăm. Adică se scrie, că nu se scrie. Serios, nu-i găsesc. Și să te amuniști, sigur. Asta ce-am scris? Suflă. Nu e de unul. Asta mă dau și nu mai mult. Să știu ce nu e de unul. Da, ce vrei mai? Și că să-și pătăi, da. Ce-o mai zis mai departe doar? Da, și cu bine. Da, da, și mi-a luat la două, dacă zic. Sigur, da. Da. Dar cum ai făcut mai de semn? Păi am dus, mai întâi am lăsut gen cu copul, cu noi și m-am chiferit. Încerc, da? Vorbiți mine. Aflați numele 24 de la pagina 28. De la 28? 28. Aflați numele naturale A și B, da? A și B naturale? Da. Da. Ce faci să mă gândesc acum? Când intrăm în paranteze rotundii cel mai multiplu sau cel mai mare divizor? Când sunt rotundii cel mai mare divizor? Cel mai mare divizor al lui A și B este 5. Și cel mai mic multiplu al lui B este 120. De fapt, vreau să-mi dau seama. Aflăm numele A și B știind că sunt îndeplinit condițiile astea. Mai întâi putem să aflăm cât e AOB. Putem să aflăm asta din AOB. Da. Și v-ați mai avut chestia ca să cel mai cel mai mare divizor comun e 5. Nu? Și cel mai mic multiplu comun e 120. Trebuie să ne ajute și chestia asta. Cel mai mic multiplu comun înmulțit cu cel mai mare divizor comun egal cu AOB. Așa. Da, mă, ca să nu mă vorbea asta. A, B, ori multiplu A, între A și B, egal cu A ori B. Da? 600 egal cu A ori B. Și acum vine A ori B. Exact 600, bun, A ori B. 600. Acum mă urc între A și B. Între ce mai mare divizor comun să fie 5? Înseamnă că am 2 simpare la 5. Deci am 2 simpare la 5. A e de forma 5K și B e de forma 5K. 5K. K. Unde K e un număr. Și B e de forma 5, nu tot K. 5M. E. Da? Deci, faptul că am cel mai mare divizor comun al lor este 5, înseamnă că A este 5 ori K și B egal cu 5 ori 1. Și mă duc acolo și voi nu ca A egal cu 5, ca B. 5 se lângă K plus M egal cu 600. 5 K ori 5 M. 5 egal cu 600. 600. Da. 5 K ori 5 M egal cu 600. 25 ori K M egal cu 600. 25 ori K ori M egal cu 600. 6 împărțit la 29, 3, 4, 100, 4, 6, 24. 4, 6, 24, da? Deci aici rezultă că K, iată, K ori M, egal cu 24.
24. Așa. Da, 24. Și acum să-mi folosim și cât a fost 20. Cel mai mare multiplu cu cel mai mare, cel mai mare, cel mai mic multiplu comun, e 120. Înseamnă că A ori K egal cu 120 și B ori M egal cu 120. Cel mai mare multiplu comun. Ce înseamnă cel mai mare multiplu? Ah, că se iau de la mic. Cel mai mare, cel mai mic. Mic. Așa, da, e. Da, cel mai mic. Înseamnă că A și B, cel mai mic multiplu comun, luăm toate la A și B, cea mai mare putere. Când aia mă apologesc cum pune. Da. Da. Dar nu la pe A și pe B. Păi ce facem? Ce e 4 ani? Sună mă credeți. Ei, aici nu sunteți atenți. Dacă cel mai mare dezor comun al lor este 5, atunci au 5 K, B-ul e 5 M, iar K și M sunt prime între ele. Da. Foarte important. A, și acum K, nu care sunt prime între ele la K? K și M sunt prime între ele. 74. Nu. Cât ori cât să facă 24 să fie prime între ele. Să fie între prime între ele. 74. 7. Da, 4. Pe 74 cât fac? 28. 28, nu? Da. Bine. Bine, bine. 24, nu. Deci două numere. Cât 24 cum se scrie? Ca 7 la 2, 2. 7 la 2. Ca 7 ori 7. 7 ori 24, măi. Așa, da. Exact, domnul. Haideți să-l descoperim și 24. Așa, e 6 ori 4. Așa e. Bun. E bună 6 ori 4? Nu. Că nu se prime între ele. Nu e bun. Dar să spunem că 2. 8 ori 3. E bun. No, 8. 8 ori 3 e bun. Da, că se prime între ele. Ele. Mi-am găsit. Ha? K egal cu 8, M egal cu 3 și invers, nu? Deci, astea sunt cele două. A, cele deci K egal cu cât? 3. Și nu egal cu 8. Și egal cu 8. Și de acolo ce o să am? Au sau invers, nu? Da, dar A și B. A și B. Da, acum are rost să vorbesc de perechile ce le schimbă în poziție. Și zic că A egal cu 5 ori 3, 5. Și B ori 80. B egal cu 40. Frumos. Ce n-ați prins voi aici? Nu, adică am știut A ori B, cum se pare cu A ori B și aici nu am... Acum am venit chestia cu aia și ca cu și 5, M. Ca și 5, 5 și ca și M prin între ele. Asta era, asta a fost o prezentație. Că se prime între ele, nu? 6 și 4 nu merge. 2, 12. Mai este 2 și atunci n-am mai fost cel mai mare dezor comun 5. Păi 24 și 1 cu 1 nu spune problema asta. Da. Deci atenție, dacă ar fi luat așa, ar fi fost și 2 și 5 ori 2 fac 10 și cel mai mare dezor comun n-ar fi fost 5, ar fi fost 10. Dar azi spun cel mai mare dezor, nu mai mare ca el, nu mare. Deci, mai facem una, domnule. Da. A plus B egal 20. A plus B egal 20. Și cel mai mic, cel mai mare divizor comun este 5. Cel mai mare divizor comun? E 5. Să le acum pe A și pe B. Tot natural, nu? Da. Natural. Da, A și B natural. Da. Da, A egal cu 5. Da. A egal cu 5, nu A egal cu 5. Da, deci, din nou, mergem A egal cu 5 K, B egal cu 5 M, cu virgulă K și între K și M. Numele prime. Da, prime între ele. Și atunci, ce devine, Maria, ce devine relația ta aici? Devine... Unde ar punem 5 K? 5K plus 5M egal cu 23. 5K
Deci asta de aici. 5 pe lângă 4. 5 pe lângă capul se... Capul 20, împărțit prin 5. Capul se e egal cu 1. Și dacă cap... Cu 4, da? Dacă ca și eu înseamnă că 1 și 3. 1 și 3? Da, ți-a zis 2, 2. 2, 1, nu? Da, 2, 2. 2, 2 sunt primitriene? 2, 2 sunt primitriene? Da, 2 e primul număr prim. Așa. Are, are. Cu 2, 2? E 2. Deci 2, 2? 2, 2 sunt primitriene. Ca și eu. Deci 2, 2 nu sunt primitriene. Deci nu există. Încă o dată... Deci, cele două numere adunate se facă tot de 10. 1 și 3, dar vicinul. 1 și 3, vicinul. Că probează. Că ați zis că nu, acolo. Ați zis că nu putem lua 1, 2 și 4. Deci, 1 și 3, atunci 1 și 3, dar e suma aici. Aici e suma, acolo era produs. Era la produs. Era. S-a zis că aici e suma, e ca pusiem. Și care? Și acolo era ca orient. Așa. Care e diferența? Adică de ce acolo puteam și aici nu puteam? Deci K și M să fie primii între ele, da? Și aici am luat 1 și 3, zice ea. De ce am pus-o în loc de 1? Așa. Că 1 și 3 ca 4. De ce nu refuzăm și aici? Da. Că el probează 1 și 3. Și numărul de 1 și 3 probează și să vedem cel mai mic zor comun al lor rămâne 5? Poate să fie și 10. Da. 10, 10. Deci, caul cât bine? Caul la 1, bine. Au e 5. Au e 5. Greu este? 15. 15. Da, e 5. Da, deci trebuie să ne facem și să recunoaștem că aici trebuie să fie 5, 1 și 24. Dar tot acolo era, nu? Da, nu, că 38 am luat. Am luat 38, da. Și varianta 1, care era 1. Da. Și mă, deja cu 24. Și atunci au alte numere, nu? Alte pereche de numere. Deci alte pereche de numere. A egal cu cât ar fi aici. A egal cu 5. Da. Nu? Și B egal cu 94 ori 5. 120, mi se pare mie, sau nu? 120, cred că da. Așa. Da, da. 600. Da. Da. Ele sunt... cel mai mare divizor comun al lor rămâne 5. Exact. Da? Chiar divizorul lor, practic, în final. Și atunci aici 5 și 15, da? Pentru că cele două numere adunate sunt care? 1 și 3, da? Da. Deci care era cu 1 și M egal cu 3. Mi-e de aici nu trebuie luate? Dar 1 și 3 și 3 și 1, nu. A, probabil. Așa de comutabilitate, dar așa de nouă. Bun. Nu îți iei de implică. Deci e bine că da. Am revenit. Cam gata, asta e tot ca și tema. Mai vreți să vă dăm ceva cu mine? Nu, cu mine avem testa fizică. Știu că aveți testa fizică, dar zi, Ami, duceți. Hai că Ami mai vrea și eu ceva. Zi, Ami. Cred că la geometrie. Mai vrei să facem la geometrie ceva? Poți să rămâi dacă vrei. Au test la fizic mâine și de asta, de când ar vrea, iar vrea și la geometrie, da? Da. Au test la fizic mâine și vrea să nu crezi. Și am făcut ca multe probleme și nu sunt prea multe la mine. Am înțeles. Și am lucrat astăzi, domnul profesor, am vrut la sintetul B. Ia să vedem la sintetul B. Să punem... am făcut așa, rapoarte, proporții, probabilități, procente. Rapoarte. Proporții. Probabilități. Procente. Procente. Mărim direct și invers proporțional. Da, da. Mărim. Direct și invers proporțional. Cel mai mare din zonă comun, cel mai mic pentru comun. Exact. Cel mai mare. Cel mai mare divizor comun.
Cam asta. Hai, la revedere, vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați de la sincer.